Camera Deputaților a adoptat legea prin care se vor înființa 8 centre regionale care vor ajuta victimele consumului de droguri să se trateze de dependență, să se recupereze și să se reintegreze în viața socială. Lupta împotriva traficului și a consumului de droguri nu presupune doar înăsprirea pedepselor. Sigur că înăsprirea pedepselor sunt, este un segment important al demersurilor ca să eradicăm acest fenomen, în schimb nu poate fi singular și un altul complementar ține de aceste 8 centre regionale de dezintoxicare care nu fac altceva decât să trateze această boală, pentru că vrând nevrând trebuie să recunoaștem, toată lumea o știe că este o boală și mai cu seamă odată tratați oamenilor trebuie să li se acorde o asistență în vederea reîntoarcerii lor în viața socială. Demersul are scopul de a estompa acest fenomen extrem de periculos pentru întreaga societate românească.